conectăm la realitate ascultând cele mai importante informații. Dimineți împreună. Marți 13 decembrie de la ora 19 și 30 de minute, corul Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași va susține concertul de colinde la Betleem Colonjos în Catedrala Romano-Catolică Sfânta Fecioară Maria Regina din Iași. Sub agheta dirijorului, conferențiar universitar dr. George Dumitriu și avându-l ca prezentator pe părintele Robert Trătan, corul Universității Naționale de Arte George Enescu va interpreta lucrări de Dumitru Georgescu Chiriac, Emil Monția, Achim Stoia și mulți alții, despre care însă ne va spune mai multe chiar invitatul nostru de aici, din studioul nostru. Mă bucur să-l salut alături de noi pe conferențiar universitar dr. George Dumitriu. Bună dimineața și bine ați revenit în studioul nostru! Salut, Funa! Bună dimineața dumneavoastră și auditorilor noștri! Înainte de toate, știu că am mai povestit aici despre acest cor, dar pentru a ne familiariza și pentru a vedea pe cine vom asculta marțea aceasta, cum se prezintă corul Universității Naționale de Arte George Enescu din și practic care sunt particularitățile acestui cor? Corul Universității Naționale de Arte din Iași e corul studenților în mod firesc. Anul acesta este întinerit ca în fiecare an, dar cu particularitățile lui, de către studenții anului întâi. Ei sunt studenții debutanți, la care se adaugă, bineînțeles, studenții cu vechimii din anii 2 și 4. Corul Universității este format din studenții facultății, cum am zis, mai precis ai departamentului 3, numit de studii muzicale teoretice. Asta nu înseamnă că toți din departamentul 3 și studenții sunt doar teoreticieni, nu? Pentru că muzică, despre muzică se și vorbește, se teoretizează, dar în primul rând muzica se cântă, se interpretează, compozitorii lucrează muzica aceasta, o compun, da? În ce privește specializări precum compoziția, dirijatul, jazzul, toate acestea sunt specializări practice, doar că au o pondere mai mare teoretică. Uh-huh. Cum e și dirijatul, e un curs teoretic o aplicativ, pentru că e practic în primul rând dirijatul, dar în același timp trebuie să teoretizăm, e necesar pentru ca studentul să conștientizeze ceea ce are de făcut. Așadar, avem un concert de colinde, un tradițional concert de colinde, pentru că nu este la prima ediție, de când îl organizați și ce are el specific? Concertul de colinde al Universității noastre de Arte a devenit unul constant, în special din 2011. Trebuie să subliniez că până atunci concertele de colinde ale Universității, în numele Universității, au fost susținute exclusiv de renumita corală Cantoris Amicitie, sub bagheta măiastră a domnului profesor Nicolae Gâscă. Din 2011 am îndrăznit și noi ceva mai mult, am căpătat chiar pentru ansamblu coral mai multe repetiții decât cum erau până atunci, o singură repetiție pe săptămână, respectiv 2 ore. Pentru care deci doar cu o singură repetiție pe săptămână nu era îndeajuns pentru a putea maturiza un repertoriu. Din 2011, în mod constant, noi ne-am desfășurat activitatea și am început să dăm concerte, câte 2 concerte pe an, concertul din primul semestru, de finalizare al primului semestru, care în mod firesc e unul în sărbătoare, de sărbătorile iernii, de Crăciun, iar cel de vară, concertul din vară, care e cu lucrări și laice și religioase. Despre care de asemenea am vorbit, cel puțin cel de anul trecut aici la Ercis FM. Ce vom asculta marți? Ce ați pregătit pentru noi? Repertoriul de colinde al corului nostru este unul de suflet, inedit și foarte îndrăgit de către studenți și mereu îmbogățit cu piese noi. Avem lucrări, cum ați amintit și dumneavoastră, de Achim Stoia, de Vasile Spătărelu, de Tudor Jarda, Vinicius Grefiens și mulți alții, care aduc farmecul muzicei de factură cultă ce se îmbină armonios cu repertoriul de colinde semnat de creatorii clasici ai muzicii noastre corale.
Ce este specific, în primul rând, că noi avem un repertoriu aproape exclusiv, și este, nu că aproape, chiar este exclusiv din repertoriul românesc. Și e foarte bogat acest repertoriu, căutăm să aducem lucruri noi, să descoperim, ca și anul acesta am adus piese noi. Piese noi atât pentru coriști, cât și pentru cei care vă vor asculta, cu siguranță. Așadar, e o noutate așa, din toate punctele de vedere. Povestiți-ne câteva lucruri, nu știu, despre câteva piese despre care sau de care vom asculta marți. Să vă povestesc despre trei piese. Odată avem două colinde contrastante de Viorel Munteanu, și anume să ascultăm colindătorii și colindăm Doamne colind. Prima este într-un tempo vioi, în alternanța măsurilor mixte, iar a doua cantabilă într-un tempo mai domol, cu fraze muzicale de largă respirație ce se împletesc într-un canon la patru voci. Trebuie să remarc că e o tehnică, tehnica canonului este una neobișnuită pentru tratarea corală a colindului românesc. O a doua lucrare nouă pentru repertoriul nostru este semnată de Gheorghe Danga și intitulată și inspirată din tradiționalul Bună dimineața la Moș Ajun, pe care toți îl știm după Chirescu. E o piesă elaborată în care tema tradiționalului Bună dimineața este amplificată, este dezvoltată cu schimbări bruște de tempo, și în felul acesta compozitorul a transformat-o într-o adevărată piesă concertantă. Deci vom avea parte de piese frumoase, de piese noi, de piese, iată, și cunoscute, da, și tradiționale. Cum, vă rog. Și a treia piesă nouă, bine, nu-i singura, se intitulează De Crăciun și este compusă de către Teofil Coste, muzician ardelean din arealul greco-catolic. Are un discurs muzical de factură cultă, cu o melodică cantabilă și o înveșmântare plurivocală inedită. Prima strofă este intonată omofon de către corul de voci egale feminine, a doua strofă cu o scriitură de asemenea omofonă, dar omofon înseamnă tot plurivocal, da? De corul bărbătesc, și se împlinește apoteotic în a treia strofă luând întreg corul, deci participând între corul, toate voci, între corul mixt, și astfel în această a treia strofă se împletește inedit scriitura polifonă. Există un colind care vă place mai mult sau care place corului mai mult, așa, mai special, din ce ați observat așa la pregătiri, la pregătirea acestui concert? Da, sunt, de exemplu, piesa asta nouă de Teofil Coste, li se pare inedită pentru, în contextul celorlalte colinde. Noi știm, noi în mod generic numim tot repertoriul de colinde drept colinde. Da. Dar specialiștii identifică colindul ca fiind cel de tradiție românească și chiar precreștină, cu monostrofă sau pseudostrofă, în care toate textele, monostrofa, și în care versurile sunt de fapt două câte două spuse și intercalate, și în care se intercalează refrenul de tip lerui doamne ler, flor de măr și așa mai departe, și ele, cum am spus, vin din perioada precreștină, în care colindul era un fel de descântec sau o urare legată mai ales de cultul fertilității, de cultul agrar. Da. Și al doua este ceea ce numim noi colind, dar generic colind, cum ar fi cel strofic de către patru strofe, cum ar fi și O ce veste minunată, Bună dimineața la Moș Ajun și altele, da. Și ele sunt numite de către folcloriștii noștri drept cântece de stea, ceea ce noi am putea numi cântec de Crăciun, și care e de inspirație apusiană, vine tot din spațiul ardeleresc.
Interesant. Da, va fi un concert special, așadar un concert de suflet. Cum merg repetițiile? La ce punct sunteți? Suntem pe final. Da, repetițiile sunt în toi. Săptămâna care, aceasta care a trecut, am avut repetiții zilnice, pentru că e firesc să fie așa. Un pic obosiți datorită lucrurilor acestea intense și responsabilitatea care ne stă în față, totuși corul Universității de Artă și indiferent de eterogenitatea studenților ca pregătire muzicală, totul trebuie să fie la un anumit standard. Așadar, o invitație pentru ascultătorii noștri. De ce să ne facem timp și pentru colinde, timp pentru suflet în această pregătire, așa, și în timpul care ne mai rămâne până la sărbătoarea Crăciunului? Și de ce nu să venim marți, 13 decembrie, în catedrală la ora 19:30? Colindul întotdeauna ne fascinează pe toți. Colindul are această magie a lui de a ne transpune maturi și mai tineri, de a ne transpune în lumea copilăriei noastre. Are un caracter evocator, e ceva de suflet. Și de aceea invităm pe ascultătorii dumneavoastră să participe, să ne fie alături și să vadă care este rodul muncii noastre de un semestru în pregătirea acestui concert. Și nu va părea rău nimănui. Asta cu siguranță. Mulțumim mult pentru aceste informații, pentru aceste detalii. Vă dorim în continuare pregătire rodnică, așa cât mai este până marți, și abia așteptăm să vă ascultăm marți pe 13 decembrie. Cu mult drag și sărut mâna și mulțumesc frumos pentru invitație. Mulțumim și noi, îi mulțumim invitatului nostru, a fost alături de noi până în acest moment, conferențiar universitar Dr. George Dumitriu, sub agheta căruia corul Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași va susține marți, 13 decembrie, de la ora 19:30, concertul de colinde la Betlehem Colonjos, în Catedrala Romano-Catolică Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași. Viața spirituală a diecezei romano-catolice de Iași, în imagini și sunet. Ercis Media.